Palatul Culturii Teodor Costescu are oficial un nou manager. În urma unui concurs a fost desemnată câștigătoare Delia Râmnicianu, o persoană bine pregătită, implicată în viața comunității severinene și dedicată complet domeniului cultural. Palatul Culturii Teodor Costescu este simbolul culturii severinene. După dispariția fulgerătoare a fostului manager Sorin Vidan, aceasta avea nevoie de o nouă conducere. Astfel, în urma unui concurs de proiecte de management, Delia Râmnicianu a fost desemnată câștigătoare. Publicul severinean este familiarizat cu aceasta, întrucât de peste 20 de ani este în atenția publicului prin numeroase spectacole culturale și evenimente inedite. Delia Râmnicianu a făcut performanță în mass media locală, dar și în tot ceea ce și-a propus, având o vastă cultură generală. Este o bună profesionistă și o femeie hotărâtă, cu un caracter puternic, ceea ce ne dă încrederea că este o persoană potrivită să reprezinte una dintre cele mai importante instituții de cultură din județul nostru. Numele meu este Delia Râmnicianu, provin din mass media locală, peste 20 de ani am activat în acest domeniu și în felul acesta am reușit să fiu aproape de tot ceea ce înseamnă viața socială, economică, politică și culturală a județului Mehedinți. Este un moment oportun pentru mine să vă spun tuturor că am luat decizia, în primul rând, de a participa la un concurs de proiecte de management, da? Nu este un concurs de angajare, este un concurs de proiecte de management, din drag și din pasiune pentru domeniul cultural. Viziunea mea managerială are cultura ca fundament al dezvoltării durabile, în condițiile în care această cultură este considerată un fundament al efectuării barometrelor pentru nivelul de trai într-un oraș. Delia Râmnicianu, noul manager al Palatului Culturii Teodor Costescu, va păstra evenimentele importante care ne-au consacrat ca și comunitate, dar totodată va aduce un suflu nou, întrucât această instituție să exceleze. Vă mărturisesc sincer că am păstrat foarte multe din proiectele pe care instituția Palatul Culturii Teodor Costescu le-a efectuat deja. Și vă pot da exemple. Festivalul medieval. Dacă avem cetate medievală, absolut avem nevoie de un festival medieval. Festivalul dacoroman, care este de sufletul nostru al tuturor, fiind vorba de strămoșii noștri, dar și elemente de noutate în cadrul programului minimal propus în planul de management pentru Palatul Culturii Teodor Costescu. Vreau să vă spun că am renunțat la un drum privat, din drag și din pasiune pentru domeniul cultural. Îmi doresc foarte mult ca angajații acestei instituții să se coaguleze într-o singură echipă și să avem rezultate optime. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, este un susținător al domeniului cultural, sprijinind de fiecare dată evenimentele și spectacolele din orașul nostru. Acesta are încrederea că noul manager al Palatului Culturii Teodor Costescu, Delia Râmnicianu, va face performanță. Ieri s-au afișat rezultatele câștigătoare, așa cum ați văzut și în sală, doamna Delia Râmnicianu a câștigat acest concurs de proiecte. Am încredere că va continua munca domnului Sorin Vidan, care știți ne-a părăsit, și la rândul dumneavoastră va veni cu proiecte noi, cu idei noi, ca viața culturală în municipiul Drobeta Turnu Severin, generată de primărie, generată de instituțiile culturale pe care le avem în subordine, Palatul Cultural, Castelul Artelor, Cetatea Medievală, să continue, să fie una vie, însuflețită, pe lângă ceea ce oferim severinenilor, să putem oferi și celor care ne calcă pragul, turiștilor, celor care vin și tranzitează municipiul Drobeta Turnu Severin. Palatul Cultural Teodor Costescu reprezintă unul dintre elementele arhitecturale cele mai frumoase ale localității Drobeta Turnu Severin.